Buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare au fost tipărite și au ajuns în Caraș-Severin. Angajații instituției prefectului, județul Caraș-Severin, urmează să le distribuie fiecarei secții de votare în funcție de numărul de votanți. În fiecare secție vor ajunge cu 10% mai multe buletine de vot, având în vedere că la scrutinul pentru europarlamentare poate vota orice cetățean român sau cetățean al Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința pe teritoriu României. Noutăți, da, avem în fiecare zi, putem spune chiar în fiecare ceas, nu m-am uitat acum de ore pe telefon, dar cu siguranță e ceva vis-a-vis de alegerile din 9 iunie. Alaltă ieri am trimis 4 delegați, 2 de la prefectură, 2 de la jandarmerie la București, pentru a ridica buletinele de vot în vederea alegerilor europarlamentare. Aseară, târziu, a venit mașina, ne-am mobilizat, le-am descărcat, le-am pus sub pază, sunt asigurate. De mâine, colegii mei de la prefectură le vor repartiza, le vor partaja pe localități și chiar pe secțiile de votare. Săptămâna viitoare, probabil spre sfârșitul săptămânii sau dacă nu cel târziu, lunea viitoare, vom ridica și buletinele pentru alegerile locale. Este muncă serioasă și cu răspundere. Noi ne organizăm și ca de fiecare dată vă tot spun că suntem cu un pas înainte. Asta programarea inițială trebuia să o facem săptămâna viitoare. Le-am ridicat săptămâna aceasta și am finalizat și această activitate. Acum, ieri am primit, de-abia ieri, am primit și numărul de alegători, cifrele pe fiecare localitate, ba chiar pe fiecare secție. În total, noi am primit pentru europarlamentare 280.000 buletine de vot pentru aproape 255 sau mai precis 254.361 de alegători care sunt în evidență. Sperăm să fie cât mai aproape de cifra asta, să treacă cel puțin de 60%, dar vom vedea pe 9 iunie. Vă reamintim că pe 9 iunie românii sunt chemați la urne să îi aleagă atât pe cei care îi vor reprezenta în administrația publică locală și județeană, cât și pe cei care îi vor reprezenta în Parlamentul European.